Сказать вроде 2-3 горе снимать. Я вовсе страту за зерка, да отвинчу, а просто один пункт. Bună seara și bine v-am regăsit! Comunicatele de presă de la guvern arată că în Moldova se circulă în condiții de iarnă. Drumurile naționale au fost curățate, mai greu este cu drumurile locale, care și la această oră mai fac dificilă legătura cu multe localități. Din această cauză, sute de elevi nu au ajuns la școală, iar în unele magazine, pâinea a fost la mare căutare. Dacă autoritățile centrale s-au descurcat cu dezăpăzirea șoselelor importante, iată că drumurile locale, aflate la balanța primăriilor, au dat bătăi de cap autorităților locale. Cine trebuie să intervină pe drumurile satelor și orașelor, dar și pe cele care fac legătura cu drumurile naționale, aflăm de la invitația acestei ore. Este vorba de vicepreședintele Raionului Criuleni, domnul Sergiu Ceauș. Discutăm și cu domnul Lilian Popescu, președintele Raionului Ialoveni, cu domnul Andrei Cuculescu, șef direcție dezvoltarea drumurilor din cadrul Ministerului Transporturilor, cu domnul primar de Micăuț, Raionul Strășeni, Vasile Dolghi, și cu domnul Ion Beschieru, expert juridic în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova. Bine ați venit la Publica TV! Așadar, despre drumuri vorbim, iar colega noastră, Nicoleta Apostol, se află acum pe un traseu și ne spune cum se circulă acolo. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Potrivit administrației de sat a drumurilor, la această oră nu mai există localități blocate în nămeți. Asta deși pe parcursul zilei mai multe sate din raioanele Orhei și Fălești, mai exact drumurile de acces spre aceste localități, au fost înzepezite. Asta pentru că pe parcursul nopții, la fel ca și acum, vântul a suflat zăpada din câmp direct pe traseu. Astfel a fost îngreunată circulația, iar oamenii au rămas blocați în propriile localități. De menționat că la dezăpezire au participat zeci de muncitori autospeciale, dar și salvatori care au deblocat mașini, autocamioane, dar și autobuze, astfel încât oferindu-le șansa celor care au rămas în zăpadă să ajungă acasă în siguranță. În ceea ce privește starea drumurilor naționale, aici se circulă fără dificultate, iar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, 13 localități din raioanele Căușeni, Ștefan, Vodă, Cahul și Găgăuzia au rămas fără electricitate. De cealaltă parte, reprezentanții serviciului grăniceri i-au anunțat pe cei care și-au făcut drum spre Ucraina că punctul Vamal Vulcănești-Vinogradovca și-a stopat activitatea. Cauza discului, drumul de acces către localitățile Berezlogi și Hâșdieni din raionul Orhei este impracticabil. Pe alocuri zăpada atinge aproximativ un metru. Când am văzut tractorul, ne-am luat din urma lui. De cât de când ați pornit de acasă? Avem mai vreo oră jumate, dacă două. Ieri a fost normal, au circulat, și noaptea s-au fost. Și un autobuz cu 28 de oameni a fost prins între nămeți. Cât e stat? 2-3 ore. Unde mergi? La Orhei. Am înțeles, dar din localitate este intru cineva. Nu e, încă nu trebuie să ne întoarcem înapoi. Drumurile care duc spre localitatea Pohrebeni, Orhei, au fost blocate de luni seara. Timp de două zile, nicio mașină nu a putut intra, dar nici ieși din sat. Nu s-au dus produse alimentare, dar ne-am scurcat. Nu a fost nimic grav, nu. Situația a fost sub control. Locuitorii spun că se confruntă cu această problemă în fiecare an. Schichinul gheță oameni să destupe, dacă nu pot, e locul nant, vizelia mare. Când greu cu apă, când gheață, săpele, dar ne scurcăm în ce sort. Din cauza accesului blocat în sat, nu au putut intra mașinile care aduc pâinea. Oamenii au fost nevoiți să se descurce pe cont propriu. Pâine numai noi, în rest, noi tot ne-am...
De dimineață, 8 localități din raionul Orhei au rămas sub nămeți. Spre seară, drumurile au fost deblocate. 23 de autospeciale și 25 de oameni din cadrul administrației de stat a drumurilor au lucrat la dezăpezire. Până seara, toate localitățile au fost deblocate. Domnule Cuculescu, care au fost porțiunile ce au creat mari probleme drumarilor astăzi? Deci, condițiile au fost și sunt foarte complicate. Rafalele de vânt, deci, fac probleme foarte mari la curățire. Noi am spus că am pus parazăpezi pe sectoarele mai periculoase, dar vântul schimbă direcția și nu tot timpul ele sunt foarte eficiente. Ce se referă la raionul Orhei, într-adevăr, în regiunea Susleni, Berezlogi, deci Pohrebeni, drumul a fost foarte, foarte greu de curățit și a fost nevoit să aducă freză de zăpadă care aruncă la distanță de 20 de metri și poate să se curețe un strat mai gros, că ajunge stratul până la 1 metru. Deci s-a reușit de curățit acest drum, dar în același timp vreau să subliniez că noaptea fiind vânt, rafale de vânt, nu este exclus până dimineața iar să fie înzăpezit. Și, dar drumul a fost blocat jumătate de zi, adică nu este, chiar dacă în jumătate de zi nu o duc de scumpri pâine, înseamnă că într-a doua jumătate o cumpărat. Eu nu văd aici, când drumul e blocat 3-4 zile, atunci sunt probleme. Dar așa nu văd eu problema asta. Și a doua, deci cu accesele la școli, care sunt înzăpezite. Conform datelor Ministerului Învățământului, 12 rute pentru elevi n-au putut fi s-au stopat deoarece drumurile erau înzăpezite. Vreau să vă informez că din 12 rute care au fost indicate, 5 într-adevăr au fost înzăpezite și s-au întreprins măsuri pentru dezăpezire, dar 7, deci, tehnica a fost deci, deteriorată, mulți șoferi sau mulți proprietari de autobuze care transportă elevii și dacă autobuzele nu sunt în stare bună, ei pur și simplu spun că e deteriorat și refuză. Eu pot să spun concret în ce localități. De exemplu, în localitatea Cubolta, ieri când s-au terminat lecții la ora 1, învățătoarea a spus copiilor că autobuzul nu va veni să iei pentru ziua de astăzi, deoarece se prognozează că va fi zăpadă și ca să nu înghețe, deci am luat lecțiile. În același timp s-a spus că din cauza zăpezii, deci nu s-au anulat lecțiile. Și de ce? Dar drumul a fost curățit perfect. Drumul a fost curățit perfect, dar lecțiile nu s-au petrecut. Și de ce? Informația că din cauza drumurilor 10 sau sute de copii nu au făcut lecțiile, deci nu este corect. Deci este partea noastră a drumarilor, dar este și partea că eu pot să vă spun concret la ce localități deci au fost transport. E problema și cu unitățile de transport care nu întotdeauna sunt dotate pentru condiții de iarnă. Eu vreau să vă spun deci încă un lucru, poate ca să nu rețin prea mult. De obicei, iarna când e viscol, nu sunt pasageri. Iată, chiar noi avem probleme și cu autobuzele care pe rută. Și el, pur și simplu, nu vrea să îndeplinească ruta, deoarece dacă nu sunt pasageri, nu-i convenabil. Și el spune atunci că e înzăpezit drumul și eu de aceea, fiindcă Ministerul Transport controlează cum se îndeplinesc rutele. Așa. Și mulți copii chiar se duc cu rutierele, cu rutele astea de rutier se duc la școală. Domnule Ceauș, care a fost situația la Criuleni astăzi? Deci, în seara, la raionul Criuleni, datorită așezării geografice, spre bucuria noastră, avem 3 drumuri naționale și noi tot timpul ținem cont de orice situație excepțională, deoarece, conform legii 271 și hotărârea Guvernului 1340, la nivel de raion este constituită prin dispoziția președintelui raionului, care cu părere rău astăzi nu a putut să fie aici, Comisia Raională privind situații excepționale, care deja, de când s-au început aceste exces de zăpadă pe teritoriul Republicii Moldova, cu toate că este binevenit, s-a întrunit de 3 ori. Ultima a avut loc în 28 acum, unde președintele raionului a pus pe alertă membrii Comisiei Excepționale. La 2 de noapte am fost împărțiți în 4 sectoare, 4 echipe mobile care au monitorizat sectoare drume naționale și regionale și apoi la 6 dimineața ne-am întrunit în ședință extraordinară, unde
s-a raportat care este situația pe drumurile naționale și raionale și s-a adeverit că este necesar să intervenim ca să ajutăm primarii, deoarece primarii, unii primari, cu părere de rău că nu avem gospodar primar, sunt și probleme. Dar la nivel de raion a fost intervenția respectivă, unde am intervenit cu primarii, dacă a fost necesar, am intrat și în drumurile localităților respective, unde avem 43 de localități, unde am asigurat accesul la instituțiile școlare și preșcolare, inclusiv magazine, farmacii, și spitalul raional pentru a face acces necesar. Și în raionul Criuleni a fost foarte bine intervenit la timp, datorită faptului insistenței președintelui raionului de fiecare dată. Domnule Dolghi, cum au ajuns cei de la Micăuțe astăzi la Ratuș pentru a-și continua drumul spre Orhei sau Capitală? Din fericire vreau să vă spun că localitatea Micăuț geografic este așezată într-un mod mai favorabil, fiind protejată de o pădure care mai mult de 60% din localitate o cuprinde, să zicem așa, și stratul de zăpadă la momentul de față nu este chiar atât de mare încât să îngreuieze foarte mult circulația atât în localitate cât și pe arterele care fac legătura. Dar menționez că ieri, dis de dimineață, unitatea de transport a societății ASA Drumul Strășeni a intervenit în forță, a curățat arterele necesare, a împrăștiat antiderapantă, la moment circul perfect, drumul este foarte curat, accesul către instituțiile sociale este asigurat. Pe ansamblu în localitate, pe drumuri interne, ca să zicem așa, pe străzi, zăpada nu este mare, se circulă foarte bine. Ne-am gândit totuși că în cazul în care se intensifică ninsorile în noaptea asta sau pentru ziua de mâine, să intervenim și pe interior localități pentru curățare, dar nu am făcut acest fapt. V-am spus că zăpada nu are mai mult de 20 cm în strat. Respectiv, dacă curățam și acele artere interioare, riscam să dăm de acel strat de gheață care este de sub și pur și simplu îngreunam mult mai mult circulația cetățenilor prin localitate. În linii generale, situația sub control, monitorizăm, suntem în stare de alertă oricând. Așa cum am menționat colegii de la Criuleni și la Strășeni, am fost convocați în ședințe primare, raportăm din 4 în 4 ore conducerea reunului persoanelor din grupul situațiilor excepționale format prin dispoziția președintelui reunului, raportăm situația din localități, unde avem probleme, se intervine. Vreau să vă spun că în ultimii ani de zile avem o colocare foarte bună cu drumarea de la Strășeni, dintotdeauna au fost receptivi la apelurile localității, necătând la faptul că Micăuțul este la o distanță cea mai mare de centrul regional, 45 de kilometri, dacă să vorbim. În linii generale, situația este sub control și este foarte bun. Accesul către traseul Chișinău-Orhei sau Chișinău-Soroca este ideal. Cu ce probleme s-au adresat, domnule Popescu, astăzi primarii la președintele raionului? Deci, practic, probleme așa mai urgente sau mai grave n-au fost, deoarece, ca și cât și în orice localitate, drumarii au fost în așteptarea zăpezii, au fost pregătiți din timp. Practic, am intervenit la moment, chiar din primele momente a viscolului și de aceea, practic, greutăți mari în localități am avut. Unii au fost nevoie, unii serviciile sau unii primăriile nu dispun de transportul respectiv. Am intervenit, am făcut multe intervenții în localitățile mai îndepărtate de centrul raional, pentru că problema era așa un pic mai agravată acolo. La moment, deci prioritar a fost drumurile naționale, prioritar a fost instituțiile asta, serviciile sociale, școlile, drumurile către instituțiile de stat. Practic, la moment se circulă normal, dificultăți sau reținere în transport sau în a transporta elevii la o școală n-au fost. Deci, într-adevăr, condițiile de iarnă despre care discutăm se mențin pe drumuri, dar autoritățile încearcă să facă față situației. Mă întreb atunci, suntem bine pregătiți, domnule Veschieru, sau iarna nu este atât de dură cu noi? Eu aș vrea să menționez situația autorităților locale din nivelul 1, despre care se menționează că nu ar fi gospodari aici, fiind
cu o replică la cele menționate de domnul vicepreședinte, sau că ar fi responsabil și eu, ca reprezentant a Congresului Autorităților Locale din Moldova, cunoscând situația în domeniu, vreau să menționez că, de fapt, nu putem generaliza și, în mare parte, nu este vorba de o irresponsabilitate sau că nu este gospodar primarul sau altcineva din localitate. De fapt, trebuie să analizăm situația în profunzime și să vedem că atare, o bună parte din localități nu au posibilități reale ca să îndeplinească aceste atribuții. Pentru că este adevărat că legislația în vigoare stabilește că de drumurile comunale și de străzile din localități sunt responsabile autoritățile locale să organizeze acest serviciu. Dar vedeți că acest serviciu costă bani și el necesită niște tehnică, niște resurse pentru ca primarii sau autoritățile locale în general să-și îndeplinească aceste atribuții. Eu zic că dacă analizăm bugetele locale, eu cred că în foarte puține autorități locale din nivelul 1, cu excepția unor orașe, sunt planificate resurse pentru aceste lucrări. În plus, dacă la autorități locale din nivelul 2 vin anumite resurse care sunt special direcționate pentru acest scop, de exemplu 50% din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele din Republica Moldova, atunci la nivelul autorităților locale de nivelul 1, la primării, nu ajung bani cu astfel de destinații. Știm că cu un an în urmă a fost o taxă locală, specială, care era pentru posesorii unităților de transport, care a fost anulată, din păcate. Mai nou, în decembrie, a fost făcută o modificare la legea privind fondul rutier, care stabilește că o anumită parte din aceste resurse din fondul rutier vor putea fi direcționate și la drumurile comunale și, și străzi, pentru că era o problemă de legislație care interzicea acest fapt, dar bănuiesc că aceste resurse vor putea fi direcționate pentru lucrări de reparație, dar nu de întreținere. De aceea vreau să zic că situația nu este ușoară, de aceea atunci când ne grăbim să vinuim primarii, trebuie să analizăm de fapt situația mai în profunzime și să nu generalizăm situația. Și, de asemenea, cred că pot fi găsite anumite soluții. În primul rând, este necesar ca primăriile să coopereze. Asta cred că este o soluție atât pe termen mediu cât și lung, pentru că primăriile nu își pot permite să întrețină astfel de unități, mijloace specializate de curățire a zăpezii. Probabil este necesară și cooperarea pe verticală a autorităților locale cu autoritățile raionale, ceea ce înțeleg că are loc, de fapt, cu succes în cea mai mare parte a raioanelor. De asemenea, trebuie de revăzut sistemul de finanțare a acestor competențe, pentru că, în general, autoritățile europene, Consiliul Europei, condamnă grav atunci când stabilim competențe autorităților locale și, de fapt, nu prevedem și resursele financiare adecvate pentru ca ele să-și poată îndeplini aceste atribuții. În situația respectivă, îl întreb pe domnul Dolghi, aveți un buget care să stabilească banii pe care trebuie să-i cheltuiți pentru curățarea zăpezii? Știți, aici să fac o trimitere la proverbul: vara îți pregătești sanii, iar iarna căruța. Respectiv, a fost și la noi. Atunci când am avut cel puțin eventual o prognoză ce ne așteaptă iarna aceasta, autoritatea locală de la Micăuț, normal că a luat acțiuni și a luat măsurile necesare pentru a se pregăti într-o eventualitate sau în eventuale probleme care pot apărea parcursul unei ierni. Și respectiv, anul trecut am alocat o sumă de 15.000 de lei pentru contactarea serviciilor la dezăpezirea drumurilor interne din taxa pentru amenajarea teritoriului, care anual, anul trecut a fost 100.000, anul acesta este 150.000. Respectiv, suntem gata, serviciile sunt contractate în momentul în care stratul de zăpadă depășește anumite capacități, să intervenim. Deci aveți 15.000 pentru curățarea zăpezii. Câte astfel de primării, domnule Popescu, domnule Ceauș, își pot permite un astfel de buget? La Ialoveni. Deci, cum a vorbit, sau cum a vorbit colegul meu, problema serviciilor respectiv persistă mai mult în localitățile mari. Deci au pondere, o populație mult mai mare, unii pot să facă un asemenea serviciu și respectiv din taxele locale sau din alte economii pot să-l întrețină. Respectiv în satele mai mici, spre exemplu, mai mici de 4-5 mii de locuitori, e foarte greu să faci un asemenea serviciu, cu atât mai mult să-l întreții. Deci, cum a spus colegul meu, este o problemă de legislație și anume de cum raportăm asemenea defalcările la respectivele din fondul rutier, ca respectiv să ajungă un anumit procent și în primăriile locale. Ceea ce noi ținem cont la planificarea, când facem anual planificarea pentru întreținerea drumurilor, inclusiv întreținerea de iarnă, respectiv luăm în calcul și chestiunea
cum primăriile o să-și poată, sau cum o-și poată programa, să-și poată planifica un asemenea serviciu, în cazul în care nu intervenim noi în situațiile mai grave, pentru că este oricare de noi, atât primarul cât tot Consiliul Local de nivelul 1 și Consiliul Local de nivelul 2, lucrăm pentru oameni și nu vrem să facem o diferență aici, de aceea este o lucrare foarte mare. Unii sunt lucrurile grave, intervenim, dar într-adevăr, cum a spus colegul, este o problemă de legislație și o problemă să vedem cum putem să ajustăm legislația ca primăriile mici, unde nu se poate întreține o asemenea serviciu, să avem finanțare. La Criuleni? La Criuleni vreau să vă spun că din 25 de primării, la moment, deja toate primăriile au contractate servicii cu unitățile economice, agenții economici din teritoriu, deoarece legea privind protecția civilă obligă agenții economice atunci când primăriile au nevoie, în situații excepționale, ca să încheie acest contract. Majoritatea primării, la moment, din 25 de primării, 23 de primării deja au prezentat Comisiei Raionale privind situații excepționale că au contractat aceste contracte, au fost prezentate în copii și toate primăriile Raionului Criuleni au alocate resurse financiare pentru 2014 pentru situații excepționale, că deoarece la nivel raional este comisia respectivă, începând la Comisia Națională Republicană, Comisia Raională și primarul este președintele comisiei privind situații excepționale la nivel local și el este cointeresat și în primul rând atunci când are loc proiect de buget pentru următorul an, ține cont că el este cel care gestionează atunci când apar aceste situații excepționale. Adică m-am referit că în general unde nu este gospodar bun acolo sunt probleme, însă la Criuleni noi nu le avem, primarii sunt cei care sunt cointeresați de fiecare dată să intervină. Doar solicită Consiliul Raional atunci când este necesară intervenție suplimentară. De exemplu, în data de 28, Comisia a alocat suplimentar, Comisia Raională privind situații excepționale, 2,5 tone de motorine ca să intervină în primăriile unde este necesar. Dar este pe rezervă, nu s-a intervenit la această quantum de motorine, deoarece primăriile s-au descurcat, s-au fost împreună cu Societatea Drumuri Criuleni, de fiecare dată este o lucrare foarte bună cu Ministerul Transporturilor, deoarece această societate Drumuri Criuleni de fiecare dată intervine și de fiecare dată la rugămintea primarilor, chiar nu se întreabă de Raion dacă este necesar. Adică da, discutăm despre situația de pe drumuri și după publicitate, atunci o să aflăm care este situația într-o altă zonă, la Cahul. Rămâneți cu noi, aflați mai multe imediat. Continuăm discuțiile despre situația pe drumurile naționale și locale din Republica Moldova ca urmare a intemperiilor din ultimele 24 de ore când, preponderent în partea de sud, s-au înregistrat viscole și rafale de vânt. Raionul Cahul a avut mult de suferit în urma acestor timpuri, așa că discutăm acum cu domnul Avram Micinski, președintele Raionului Cahul. Domnule Micinski, bună seara! Bună seara! Care este situația acum în raionul Cahul? Ninge? Viscolește? Deci la Cahul continuă să ningă și să viscolească, însă ne străduim să ne descurcăm până când toate drumurile naționale, interraionale sunt circulabile, deși se circulă cu dificultate. Totuși, direcția Cahul Cantemir, cât și direcția Cahul Taraclia se circulă. Mai greu se deplasează automobile pe porțiunea de drum Cahul Giurgiulești. Pe parcursul zilei, cei de la direcția situației excepționale au fost nevoiți să ia la remorcă peste 10 automobile de mare tonaj care blocau în permanență drumul, atât spre Giurgiulești, cât și spre porțiunea de drum Slobozia Mare-Vulcănești. Din această cauză am fost nevoiți să dăm indicații poliției de patrulare pentru a restricționa pe parcursul nopții circulația automobililor de mare tonaj și în această cauză undeva în jur la 50 de tiruri sunt în raza statului Giurgiulești, peste noapte sunt stopate.
În rest, avem probleme în două localități, Văleni și Brânza, dar iată numai ce mi-au telefonat, că deja pana de curent care a lipsit de energie electrică localitatea Brânza a fost înlăturată și a rămas numai statul Văleni. Însă lucrează două echipaje de electricieni pentru a înlătura defecțiunile și sperăm că până la orele 12, deci deja va fi soluționat și această problemă. În rest, deci continuă să ningă și iarăși în localitățile Doina și Burlacu și Burlăceni, copiii au fost astăzi nevoiți să se deplaseze la școlile de circunscripție, deci pe jos, dat fiind faptul că automobilii, autobusele care sunt școlare nu au riscat să deplaseze în aceste... Nu au riscat din cauza drumurilor sau din cauza dotărilor pe care le au aceste vehicule, domnule Micin? Din cauza drumurilor, fiindcă automobilele sunt dotate, însă drumurile sunt, vă zic, sunt pante în aceste sate, sunt dealuri destul de periculoase, care șoferii nu au riscat. Chiar la Burlăceni s-au deplasat dimineață, s-au deplasat cu autobusul. Dar la amiază, împreună cu șoferul, au fost nevoiți să reîntoarcă de la școală copiii pe jos, fiindcă mai bine este mai puțin periculos. Domnule Micinski, ați menționat că există totuși probleme pe porțiunea Cahul-Giurgiulești. Întrebarea este, vor lucra echipele de drumari și pe parcursul nopții sau vor aștepta mâine dimineață când lucrurile se vor limpezi? S-a drumuri Cahul, deci 6 unități și 14 angajați, deci vor lucra în regim non-stop în toate cele patru direcții care leagă de Vama Giurgiulești, de Cantemir și Taraclia și Vulcănești. Cât de activ sunt primarii localităților atunci când vine vorba de dezăpezire și de congestionarea drumurilor spre arteriile naționale? Deci, în fiecare primărie, deci au fost create niște comisii operative, niște consilii operative, deci din membrii de la situații excepționale locale, din fiecare localitate și împreună cu agenții economici încearcă să țină piept ninsorilor și situații respective. Sau drumurile centrale, drumurile spre alimentară, spre punctul medical, cât și spre instituțiile de învățământ au fost curățite, însă mai sunt problemele cu unele stradele, cu drumurile care sunt pe povărnișuri, unde nu au nici posibilitate și nici mecanisme cu care le-ar permite să dezepezească. Însă noi contăm și pe susținerea locuitorilor. Știți, oamenii de la sate, ei sunt uniți în această privință și încearcă să-și soluționeze problemele și de unii singuri. Totuși, autoritățile locale s-au implicat destul de activ. Domnule Micinski, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații din Sud. Telespectatorilor, le reamintesc că am fost în dialog direct cu domnul Avram Micinski, președintele raionului Cahul, zonă care s-a confruntat cel mai mult cu viscolul și ninsorile din ultimele 24 de ore. Revenim la discuțiile în platou. Domnule Cuculescu, cum explicați această relație dintre autoritățile locale și cele centrale atunci când vine vorba de curățarea drumurilor? Descoperim în unele localități drumurile sunt curățate, în altele rămân în așteptarea tractoarelor și graderilor de la centru. De ce se întâmplă așa? Deci, comisii, da, sunt multe și se raportează din 4 în 4 ore, dar, cu părere de rău, nimeni nu a spus ce tehnică concretă are și ce a curățit însăși primarul. Fiindcă comisia și raională și comisiile care din primării, deci ele intervin câte trebuie să drumuri din teritoriu și la raion, deci și ele curăță și drumurile locale, chiar și drumurile comunale și drumurile care de acces spre școli. Și tot se finanțează din fond rutier, cu toate că 50% din taxa pentru folosirea drumului merge la administrația publică locală din nivelul 2. Asta e undeva anul acesta, anul trecut, în 2013, a fost 200 de milioane de lei. De obicei, undeva 10-15% din această sumă se rezervează pentru întreținerea de rutină și, în general, pentru întreținerea de iarnă.
Dacă luăm, de exemplu, Raionul Orhei pentru 2014, a preconizat pentru întreținere de rutină 1.200.000 de lei. Dar la dezăpezire și deblocarea satelor a participat numai administrația de stat a drumurilor. Nu am văzut tehnică contractată de către administrația publică de Raionul Orhei. De ce? Că ei se mizează pe Ministerul Transporturilor și Ministerul Transporturilor va vine și va curăța. Tot așa și toate primăriile. Eu nu văd o problemă mare că aici nu este necesar să creezi un serviciu special într-un sat mai mic. Sunt zeci de tractoare noi aduse în sate și este necesar numai o lamă sau o pere de pus și un contract mic cu deținătorul acestui tractor, cu proprietarul, și iarna în Moldova nu este chiar așa de mare, 2-3 săptămâni de iarnă. Deci un contract, o primărie are capacități ca să încheie un contract și să asigure accesul atât la instituțiile social-culturale, cât și chiar și străzile din sat să le curăță ca lumea să margă normal. Deci nu văd aici un efort extraordinar. Eu înțeleg un efort mare când este necesar de asfaltat o stradă. Așa sunt bani grei, acolo e clar. Dar întreținerea de iarnă este necesar să se mobilizeze și să vrea. Nu când s-a înzăpezit drumul, se sune la Ministerul Transportului, vine și deblocați când nu-ți duc copiii la școală. Noi, drumurile locale, deci noi ajutăm la curățirea drumurilor locale. Dar în general se primește că noi curățăm toate drumurile locale, administrația publică locală stă bine mersi într-o parte și face comisii și cheamă reprezentanței ăsta drumul și le pune sarcini. Satul cel deblocat, satul cel deblocat. Trebuie conjugat toate forțele dacă noi vrem să avem o situație normală pe timp de iarnă în țară. Deci trebuie și administrația publică la nivelul 1, din nivelul 2, să vadă cum face față situației. Deci atât la Micăuț. Unitatea de transport care curăță a fost contractată de către administrația de stat a drumurilor și nu de primărie. Adică ăsta drumuri Strășeni a contractat această unitate să curețe primăriile drumul când este necesar. Dar ea trebuie să fie contractată de către primărie. Că... Nu a contractat. Nu a contractat, ați înțeles greșit. Este domnul primar aici. Noi am fost sesizați dacă avem o autogreider în teritoriu, ca eventual să fie posibil. Noi așa tehnic în teritoriu nu avem, respectiv nu putem să vă oferim informația respectivă. Alta este situația, poate spre binele localității, la noi există cariera de la Micăuț, o localitate, un agent foarte puternic, unde nu este necesar, cred că să vă descriu de care tehnică există acolo. Dar nu este asta. Chiar la 50 de metri de primărie locuiește un cetățean care are un tractor cu lamă de pe timpul când lucra sofozul Micăuț. Și mi-a spus domn primar, în orice moment l-am pornit, cum l-am mai pornit și anii trecuți, dacă o să fie necesar, ieșim, curățăm tot absolut ce este. Dar e vorba de un voluntariat sau până la urmă acest serviciu este plătit? Este plătit, bineînțeles. Cum am menționat mai sus, noi am alocat surse necesare, suntem pregătiți atât cu motorină cât și cu benzină în cazul în care va fi necesar. Dar cum am spus, cum am subliniat la început, stratul de zăpadă, poate spre binele nostru sau altfel, nu este încă în măsura în care să intervenim în forță pentru dezăpezirea drumurilor pe interior. Cât privește artera principală la Micăuț pe care se circulă, este de aproximativ 9 km până la traseul Chișinău-Orhei. A fost curățat, cum am menționat ieri dimineață, perfect. Deci, depinde de un noroc care ar exista, depinde de un agent economic, depinde de cât de rapid intervine ăștia de la administrația drumurilor. Un primar are astăzi, domnule Veschieru, posibilități să organizeze toate aceste activități din cont propriu, nu a lui, dar a primăriei pe care o reprezintă. Exact asta vreau să comentez, pentru că mă bucur că sunt primării care au agenți economici puternici și care adună doar din taxa pentru amenajarea teritoriului 100 de mii de lei. Dar sunt primării care au un agent economic doar magazinele din localitate sau chiar nu există astfel de mediu de afaceri dezvoltat în localitate și acumulează cel mult 20-30 de mii de lei din taxa de amenajare a teritoriului. Deci vă dați seama că posibilitățile nu sunt comparabile. De fapt, eu cunosc că există primari care contractează acest serviciu. Să înțeleg cu localnicii care au această tehnică când au posibilitatea să dea combustibil ca să realizeze aceste lucrări de dezăpezire. Dar
posibilitățile reale pe care le au primăriile variază foarte mult de la localitate la localitate. Și vreau doar să menționez că în afară de desăbezire, autoritățile locale au multe alte obligațiuni pe care trebuie să le îndeplinească și ei, la adoptarea bugetului, trebuie să decidă cum direcționează aceste bani, cum direcționează acești bani. Admit că poate că se rezervează anumite sume de bani chiar și din anumite fonduri de rezervă pe care le au atunci când este situația mai gravă. Dar ca să îndeplinească această obligațiune într-un mod permanent este necesară totuși o finanțare sistemică care să fie realizată din baza unor resurse cu destinație specială, de exemplu, care să fie dintr-o taxă cu destinație specială care ar putea să asigure localitățile că pot să primarii, pentru că știți, conform legii privind securitatea în circulația rutieră, au și obligația de a instala semne rutiere, de a asigura siguranța în trafic și de a repara, de a plomba. Și nu se rezumă tot doar la curățarea drumurilor, de aceea, atunci când examinăm aceste posibilități, trebuie să vedem care este, de fapt, bugetul acestei localități și dacă nu, cumva, sunt niște priorități mai mari care nu le-au dat posibilitatea primarilor să rezerveze acești bani pentru dezăpățirea localităților. Înțelegem că este necesar de subliniat că curățirea zăpezii într-un sat nu e atât de costisitor, asta nu e scump. Deci câteva mii de lei lui ajunge ca el să curețe satul, să-l ție în perioada de iarnă. Câteva mii este vorba toată iarna de sau pentru o dezăpezire? Păi dezăpezire, Moldova iarna dezăpezire 2-3 săptămâni, asta e condițiile noastre după statistică. Doar adică nu, e aici, nu merge vorba aici că sunt necesari niște surse materiale care nu are posibilitate primăria. În sat îți cunosc. Dacă ați idee, 200 de litri de motorină la tractorul special, el ați curăță și ați termine. Fără contracte și fără surse rezervați și așa mai departe. Este necesar ca primarii, într-adevăr... Primarul, până la urmă, trebuie să aibă o categorie unde introduce aceste cheltuieli. S-ar putea să vină după aia curtea de conturi și să spună banii care au fost pentru școală au mers pentru dezăpezire. Domnule Dogaru, exact asta vreau să spun. Că eu cunosc primari care se adresează la CALM pentru dosarele care se deschid, controlele care vin și este necesar să fie respectivii gospodari care sunt în sat. Ei nu au patentă, nu au înregistrat întreprindere individuală. Vreau să vă dau, dacă doriți, cazuri concrete când primarii au foarte multe probleme din cauza faptului că autoritățile de control de fapt nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, că ar fi atât de simplu de pentru dezăpezire nu este necesar de patente. Este necesar de tehnică și ca această tehnică să lucreze pentru orice bani cheltuit de către primărie este necesar să fie documentația respectivă. Este contabil la primărie, știi cum să atribuie aceste cheltuieli. Despre ce discutăm, domnule Popescu, domnule Ceauș, pentru că sunteți reprezentanții ai autorităților locale de nivelul 2, despre problemele cu care se confruntă primarii, câți dintre ei știu cum să-și gestioneze puținii bani pe care iau? Deci știu, mă scuz, colegul, știu toți. Pur și simplu, problema e în volumul sau în suma respectivă care se gestionează. Eu nu cred că la moment există vreun primar care nu știe cum să-și gestioneze bani. V-am spus, toată problema e în faptul că, cum a spus și colegul, trebuie anumite, ori un procent, ori un calcul făcut, ca să zic sistemic, anume, pentru ori număr de locuitori, ori număr de, nu știu, să vedem mecanismul cum banii ăștia să ajungă și în localitățile noastre. În același fond rutier, pentru că și în multe din localitățile noastre sunt înregistrate mijloace de transport. Ceea ce ține de ialuveni, o să vă contrazic un pic, noi am contractat serviciul de respectiv încă din luna 1 noiembrie, am făcut licitație, am alocat banii care au fost organizați și deci avem undeva pentru 2013-2014 sezonul de întreținere de iarnă, au fost contractați serviciul respectiv, ceea ce ține de drumurile locale. De drumurile comunale, v-am spus, depinde mult și de primar, dar noi intervenim la multe de momente când este necesar. Deci aici trebuie de prevăzut mecanismul respectiv. Sau cum, nu știu, respectiv ca primarul să-și aloce sau să aibă rezerva respectivă că, uite, asta e pentru cum respectiv este un salariu la învățător sau un salariu la educator. Nu poate să devieze de la el. Adică să știi că, uite, ăsta este coeficientul. Înțeleg că problema este condițiile în care contractează un serviciu de la un cetățean care deține un tractor. Baza legală pe care o pune în aplicare. Domnule Ceauș.
Deci la Creuleni este aceeași situație, cei ce ține de raion s-a contractat, într-adevăr, însă vreau colegului de la CAM să-i spun că primarii, bineînțeles că ei știu cum să-și bugeteze sumele respective, dar fiecare conform legii care am făcut trimitere la Protecția Civilă, fiecare organ public central, local, raional are atribuții stipulate exact, exact și primarul știe ce are. Deci atunci când vorbim de taxa aceasta rutieră, din cei 50% care vin la raion, deci ei sunt pentru drumuri raionale alocate și drumurile acestea raionale, bineînțeles că merg prin sate. Deci traseile să fie asigurate național, raional, național prioritar, apoi raional. Adică totul depinde de atitudinea funcționarului public și inclusiv a primarului. Primarul este cel prioritar interesat ca la el să fie regulă în sat. Și el, bineînțeles că va ști să ceară de la raion aceste resurse financiare, că ei știu de fondul UTR și național și raional și îi cer acești bani. Chiar dacă este primărie care nu poate să se asigure din venituri proprii, da? Sau au alte priorități. Acum, după reforma în educație, vă aduc la cunoștință că școlile sunt deja la raion. Primarii au scăpat de anumite cheltuieli. Și de aceea știu cum. Însă când este cazul, de fiecare dată se intervine la raion. Primarul știe că la raion este soldul raional unde poate fi soluționată această problemă. Deci de fiecare dată. Legalitatea contractării de care se face referire, bineînțeles că legiuitorul s-a gândit de fiecare dată, da? Avem patenta de întreprinzător, dar cel mai mult în sat avem gospodăriile țărănești, care este o formă de antreprenoriat, de legiuitor instituit atunci când s-a împroprietărit țăranul. Deci eu nu cred că într-o primărie, într-un sat de 1000 de locuitori, nu este o gospodărie țărănească care are acest tractor. Cel puțin primarii când vin la noi îi spun că noi avem. Problema uneori este cu resursa financiară. Dacă primarul nu și-a bugetat-o cum este necesar, atunci se gândește prin alocări, Consiliul Raional votează consilierii și alocă aceste resurse. Dacă este bine primarul să aibă suficient are bani. Are susținerea consilierilor. Dacă da, nu rămâne cu localitatea înzăpezită și atunci primarul apelează la voluntari sau la comunitate pentru a soluționa problema. Cum reacționează comunitățile în astfel de situații? Aflați după publicitate. Deși arterile principale din capitală au fost curățate, cartierele și curțile blocurilor mai rămân în nămeți. Ambulanțele și mașinile de taxi reușesc cu greu să ajungă la destinație. De asemenea, mai multe mașini au rămas blocate la periferia capitalei. Șoferii au avut nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a-și scoate mașinile blocate în apropierea satului Dumbrava, iar în capitală cea mai mare problemă este în curțile blocurilor care nu au fost curățate. La Ciocana, de exemplu, medicii de la urgență au fost nevoiți să meargă sute de metri pe jos pentru a ajunge în scara unui bloc. Очень тяжело, никто не убирает. Для того, чтобы подъехать к этому подъезду, я объехал полквартала, целый квартал объехал. Высадил врачей вот там вот на дороге, они пришли сюда пешком. Неизвестно, может, человека надо будет перевести. Și таксиметриștii sunt nemulțumiți. Se întâmplă când și nu ajungem până la locul destinat. Între case, sectorul Ciocana, așa mai greu. Bate, люди, клиенты недовольные, пассажиры, ну, что делать, как-то так. Aproape 60 de autospeciale au fost antrenate noaptea trecută la dezăpezirea străzilor. Снег убираем, сыпем соль для того, чтобы снег быстро растаял. Только по центру. Reprezentanții regiei autosalubritate spun că ei nu sunt responsabili de dezăpezirea curților și trotuarelor din Chișinău. Dezăpezirea trotuarelor și curților de bloc. Fie de competența regiei locativ-comunale. Reprezentanții Direcției Locativ-Comunale a Primăriei Capitalei au anunțat că 600 de muncitori au început să dezăpezească curțile din Chișinău.
Departe de ideea unui coleg care scria undeva, șocant, un buzoian și-a curățat singur zăpada în fața curții. Iată că acest reportaj ne mai demonstrează că în multe curți avem nevoie de cineva care să vină să facă ordine. De ce? Stăm și așteptăm? De ce nu intervenim, domnule Dolghe? Păi, din imagini care le-am văzut recent și care le-am ascultat astăzi la radio în mașină, mergând în treburile primăriei, este o situație foarte clară. Eu m-am uitat chiar și acum câte mașini stau parcate. Toți vor să iasă să meargă. Nimeni nu-și pune întrebarea ce vrem prioritar. Circulăm în curte acasă sau circulăm pe arterele orașului? Asta e una la mână. Doi. Atâtea mașini parcate, fiecare dacă ieșa cu o lopată în mână și făcea ordine numai în jurul mașinii lui, ușura 70% lucrul drumarilor. Toți stau și așteaptă. Să vină, cine să vină? Ministerul Transportului, Chirtoac, să vină să le măture mașinile din zăpadă, să le curăță în jurul lor. Haideți să fim serioși, este și o irresponsabilitate din partea noastră, a tuturor, celor care locuim în această țară. Ne-am deprins, să așteptăm, să arătăm cu deget, ne-a intrat un schimb sub unghie. Ia mai bine să sunăm la Publica sau la ProTV, hai să ne jăluim, să-i chemăm, să le arătăm ce se întâmplă. Dar nimeni nu dă un exemplu. Haideți să luăm toți lopețele, să curățăm curțile noastre. Că într-o casă cu 9 etaje sau cu 10 etaje, eu îmi dau seama câți bărbați trăiesc acolo. În afară de copii, să zicem, care sunt trecuți de 18 ani. Și cât fiecare în apartament are o lopată. Haideți, fraților, să ieșim, chiar și la aceeași sticlă de bere sau la același pahar de vin fiert, să curățăm o gradă, să dăm exemplu și la curțile celelalte. Exact și la țară. La țară fiecare gospodar își curăță în fața ogrăzii, gardul prin jurul lui, ca el, în primul rând, el să aibă acces și să ușureze și la ceilalți trecători drumul de acces. Ce spuneți, domnule președinte? Vreau să adaug aici un pic că dus colegul, este vorba de responsabilitatea noastră a fiecăruia, dar cu atât mai mult ce ține de curțile blocurilor, să știți că atâta timp cât suntem proprietari de apartamente, suntem și proprietari forțat de încăperi și suprafețe comune. Și inclusiv la suprafețele astea comune, cum intră și scările podurile unui bloc, intră și terenul aferent. Respectiv, problema pe municipiul Chișinău în chestiunea respectivă văd rezolvată prin crearea asociațiilor în condomeniu cu transmiterea terenului respectiv în proprietatea asociației respective. Fiecare proprietar de încăpere izolată să știe că nu este sau nu-și face curățenie numai la dumnealui în apartament, dar respectiv este responsabil și de proprietatea forțată, care este atât scara comună cât și teritoriul anexat acestui bloc locativ. Și atunci, dacă se creează o asemenea asociație, foarte simplu, se contractează cu un agent economic sau oamenii singuri se mobilizează la întrebările astea, pentru că, să fim serioși, câtă tehnică ne trebuie nouă să concentrăm în municipiu Chișinău ca să rezolvăm întrebarea respectivă. Pe de altă parte, acești oameni plătesc la întreprinderile municipale de gestionare a fondului de locuințe anumite taxe pentru întreținerea acestor spații. Asta și era efectul. De ce nu ajung acești bani și pentru curățare? Dacă anul trecut observăm situația că nu scurăț curtea, anul ăsta nu scurăț curtea, la ce bun eu la anul viitor să mai achit cotizația asta? Eu nu mai achit. Eu am vorbit cu scara în care eu locuiesc, cu familii care sunt, cu bărbații care sunt, fraților, am ieșit și ne-am curățat o gradă. Și sunt sigur că dacă ar fi un precedent pe orașul Chișinău într-o curte, aceilalți fix așa vor face. Eu cred că pe oraș este probleme cu întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, dar acolo unde avem asociația locatarilor privați sau unde sunt cooperativele respective, deci nu se taxează astfel de taxe, nu există. Deci președintele roagă locatarii, dar știți cum, mai bine criticăm sau arătăm cuiva cu degetul, dar lumea nu este dispusă să sară în ajutor. Deci este nevoie ca fiecare din noi să fim sensibilizați, de fiecare dată să
ieșim să curățăm, pentru că fiecare din familie are cel puțin o mașină în curte, da? Și nu este cazul autoritatea publică să vină, că dacă vorbim de Chișinău, este că și un primar în gospodăria localnică trebuie să duc să curăță curtea, nu? Exact. Deci, așa sunt așteptările. Exact, așa, da. Sunt așteptările. Deci cetățeanul cu părere de rău știe că are anumite drepturi, dar uite că este cetățean, că Constituția mei spune și anumite îndatoriri. Bine, că aceste datorii nu sunt trecute într-o lege, da. Aici exact. Deja ține de voluntariat și de spiritul de inițiativă al cetățeanului. Avem nevoie de un regulament care să stabilească în ce condiții cetățenii trebuie să intervină? De sau fapt, o facem pe bună creștere? De fapt, este vorba de o datorie civică. Nu poate fi fixată într-o lege. Da. Pentru că mi-aduc aminte când făceam parte dintr-un grup de lucru, s-a zis că, de fapt, este contrar drepturilor omului și este, de fapt, muncă forțată atunci când se include într-o lege. Era vorba de legea drumurilor. Atunci când, de fapt, este inclusă obligația pentru proprietari ca să curățe anumite teritorii aferente drumurilor care se mărginesc cu gospodăriile lor. Știu că au fost discuții aprinse chiar referitor la acest fapt cu reprezentanții Ministerului Justiției, care zic că nu este admisibil conform practicii internaționale, chiar europene, Curții Europene a Drepturilor Omului. Probabil este vorba doar de o îndatorire civică, de o bună înțelegere și atunci când este necesar, într-adevăr, în baza acestui spirit de datorie civică să contribuim. Dar probabil nici aceasta nu poate fi o soluție de lungă durată, pentru că vă dați seama că atunci când sunt desigur că locatari care au timp la dispoziție pot să implice, dar sunt și excepții când, de exemplu, mulți lucrează în schimburi de noapte, nu sunt disponibili la anumite ore sau nu sunt în țară o bună parte, sunt plecați peste hotare la muncă. De aceea, cred că este o soluție în situații excepționale, dar nu poate fi o soluție pe termen lung și trebuie să fie soluționată sau cu achitarea unei taxe în asociațiile respective sau cu achitarea la întreprinderile municipale, dar cred că dacă mergem pe calea civilizată, nu cred că este cazul într-o țară dezvoltată că cetățenii ies în astfel de mod organizat, poate și cu excepții, dar cred că pe termen lung trebuie să avem în vedere o altă soluție. Domnule Cuculescu, cum apreciați spiritul de inițiativă al moldovenilor în astfel de situații? Spiritul de inițiativă, el se vede. Dacă ieșim în curte și ne uităm, vedem și spiritul de inițiativă. Nu este necesar ca eu să apreciez chestiunea asta. E să vede, clar. La Ciocană unde trăiesc eu văd spiritul de inițiativă. Eu aș vrea să spun că Ministerul acum elaborează o politică publică privind eficientizarea întreținerii drumurilor locale. Care prevede un anumit sistem de finanțare a drumurilor locale de interes raional și după o masă rotundă, deci ne-am angajat ca să facem și o formulă pentru finanțarea drumurilor comunale și a străzilor. Deoarece, dacă luăm municipiul Chișinău, din aceste 50% care vin din taxe pentru folosirea drumurilor, din 200 de milioane, aproape 90 de milioane vin în municipiul Chișinău. Și mai vin încă vreo 10 milioane la municipiul Bălț și la raioane rămâne restul 100 de milioane, deci care se împart la 32, dacă luăm și Găgăuzea 3 raioane acolo, 35 de raioane. Și de aceea, deci noi acum o parte din drumurile locale care sunt mai importante, mai mari, care unesc mai multe localități, să fac legătură cu două raioane, noi le trecem în drumuri naționale de însemnătate regională și care vor fi deci gestionate de către Ministerul Transportului 100%, dar restul drumurilor locale care rămân ca drumuri de acces, drumuri mici de un kilometru, 2-3, vor fi, se preconizează să le transmitem administrației publice locale de nivelul 2 cu finanțarea din fondul rutier după o formulă foarte clară. Adică să nu fie deci, nici influență administrativă, nici influență politică. Independență de număr de kilometri și cât se revine la un kilometru de drum, acești buni automat vor fi acești transferați. Și credem noi că aceste 50% care vin acum la raion ar fi posibil de transferat administrații publice locale de nivelul 1, tot după o formulă clară. Eu cred că aici ar fi bine să fie după numărul de locatari. Adică numărul că în sate nu este o evidență a străzilor, lungimilor, drumuri comunale, dar după numărul de locuitori, eu cred că va fi echitabil. Aici este la 50%. Atunci primăriile vor primi 200 de milioane care vin pentru taxă, 50% din taxă, dar din fondul rutier vor fi finanțate integral
drumurile locale. Deci ce să înțelegem? Trebuie să ieșim cu bine din iarna aceasta, că iarna viitoare avem deja pregătite soluții, cel puțin la nivel de proiecte legislative. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră să discutăm despre situația din țară și felul cum ne descurcăm cu această zăpadă, cu acest viscol care, iată, este anunțat pentru următoarele două zile, să dea Dumnezeu să nu fie mai rău decât a fost până acum. Rămâneți cu Publica Știrile în 10 minute.